pentru resoftarea imprimantelor Xerox B215 e nevoie să cunoaștem seriile imprimantei. Acestea se pot afla prin imprimarea rapoartelor Configuration și Customer Assistance Report. Pentru a le printa, procedăm în felul următor. Din meniul imprimantei, accesăm Device, Information Pages, System Configuration, Print. Acesta este raportul Configuration. Aici găsim Machine Serial Number și System Software Version. Din meniul imprimantei accesăm din nou Device, Information Pages, Call for Assistance. Print. Aici găsim seria Chrome de la cartuș. De aceasta avem nevoie. A nu se confunda cu seria Chrome de la unitatea de imagine. Pentru a plasa o comandă, accesează rset.com. Iar în meniu principal accesează comandă rapidă. Introducem seriile, model imprimantă Xerox B215, System Software Version, Machine Serial Number, seria Chrome de la cartuș. După cum precizam și la imprimarea rapoartelor, a nu se confunda cu seria Chrome de la unitatea de imagine DRAM. Dacă dețineți un cartuș compatibil, care la seria Chrome afișează Not Support sau nu afișează deloc seria Chrome, introduceți de 11 ori cifra 2. Introducem codul de securitate. Trimite comandă. Comanda dumneavoastră a fost plasată cu succes. Veți primi pe e-mail o copie a datelor notate în comandă. Vom efectua verificarea seriilor din comandă și revenim cu detaliile de plată. După efectuarea plății, primiți pe e-mail o arhivă care conține programul de resoftare împreună cu instrucțiuni scrise, video și firmware original. Accesează link. Descarcă arhiva. Salvează. Extrage arhiva. În timpul resoftării, obligatoriu să existe în imprimantă chipul sau cartușul cu care s-au imprimat rapoartele. Rămâne conectat pe USB. Doar imprimanta Xerox B215. Deconectăm celelalte imprimante dacă este cazul.
Următorul pas este repornirea imprimantei în download mode. Pentru aceasta va trebui să oprim imprimanta. Deschidem ușa de acces la cartuș, situată în partea din față. Și efectuăm următoarea combinație de butoane. Cu un deget apăsăm butonul Home, iar cu a doilea deget butonul de Power. După 3 secunde eliberăm ambele butoane. Ecranul imprimantei afișează mesajul acesta. Imprimanta este în download mode acum. Accesăm fișierul download 1 BAT. La final afișează mesajul download complete. Așteptăm ca imprimanta să repornească automat, dovadă că programul de resoftare a fost instalat complet. Scoatem cartușul și acoperim chipul situat în partea din față. Cel cu 3 contacte aurii. Scoatem unitatea de imagine. Și acoperim chipul situat în partea din spate. Reintroducem unitatea de imagine. Reintroducem cartușul. Închidem capacul. Imprimăm raportul Customer Assistance Report pentru a verifica revenirea contoarelor la 100%. Mergem în meniul imprimantei. Accesăm Device. Information Pages. Call for assistance, print. După fiecare oprire, repornire a imprimantei, contoarele Life Remaining, atât de pe cartuș cât și unitate de imagine, vor reveni la 100%.